Arad și compania de transport public Arad invită cetățenii care utilizează transportul public în comun să ridice cardurile de transport public gratuite pentru cei cu domiciliul în Arad. Din momentul punerii în funcțiune se poate realiza încărcarea cardurilor la cele 33 de automate din stațiile de tramvai. Validarea cardului în mijlocul de transport devine obligatorie la fiecare călătorie. În Arad, cardurile se pot ridica din următoarele puncte. Sediul companiei de transport public, 3 puncte. Făt Frumos, Podgoria, Piața Romană, Stația Bila, Gara CFR. În această perioadă se distribuie carduri și în școli pe bază de programare. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alege-ți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Salutare, prieteni, și bun găsit! După calupul de publicitate aferent deschiderea acestei ediții speciale, o spun specială pentru că unul la mână se difuzează de la 18:30 în direct, așa cum știți, nu de la 19, și pentru că de data aceasta caracterul podcastului meu are scop informativ și practic și deschis a pune întrebări. De ce? Pentru că invitata mea de la această oră și din această zi este doamna directora Casei Județene de Pensii Arad, doamna Mihaela Vasil, cu care în repetate rânduri am avut ocazia în anii care au trecut să ne întâlnim și să avem emisiuni interactive, ceea ce ne dorim chiar și astăzi, în cazul în care există printre voi cei care sunteți înainte de a vă pensiona sau sunteți în perioada în care vă exercitați această calitate sau această însușire a vieții, să puneți întrebări legate de ceea ce se întâmplă în sistemul de pensii, ce credeți că vă ne îndreptățește și felul în care noi vă putem răspunde, astfel încât să avem o ediție cumva rotundă. Noi aici, voi acolo și întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, bun găsit, doamna Vasil, și ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară. Bună seară și mă bucur că sunt la dumneavoastră în emisiune. Suntem, practic, într-un an în care se arată schimbări legislative în ceea ce înseamnă sistemul de pensii sau deja lucrurile sunt atât de bine așezate încât nu mai avem niciun fel de problemă? Niciodată nu sunt lucrurile bine așezate la pensii și, indiferent ce se întâmplă, modificări se fac. Acum avem o promisiune că în momentul când va intra în vigoare, și anume la 1 septembrie anul acesta, legea 360, noua lege a pensiilor, 5 ani nu se vor face modificări. Eu sper să se întâmple așa, vom trăi și vom vedea ce se întâmplă în următorii 5 ani, pentru că legea veche a avut în jur de 100 de modificări, cel puțin 100 de modificări din anul 2010, când a fost votată, la 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare, și până acum în decembrie 2024. De la 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare doar două prevederi din noua lege a pensiilor, celelalte vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2024. Așteptăm finalizarea legii cu normele de aplicare a acestei legi și în curând așteptăm să primim
noile modele de decizii de recalculare pe noile criterii a tuturor pensiilor aflate în plată în momentul de față. Și fiecare pensionar va primi acasă o decizie pe care o va studia și va putea să vadă dacă este în regulă, nu este în regulă, dacă sunt adeverințe care ar putea să le mai aducă, dacă mai sunt tot felul de modificări sau tot felul de neclarități în legătură cu decizia pe care o vor primi. Am o mare rugăminte către pensionari, dacă se poate să asculte cu atenție emisiunile în care se povestește despre pensii, dar să nu se apuce să-și calculeze pensiile, pentru că nu este chiar cum pare și în momentul când vor apărea normele, voi face și emisiuni și voi da și către publicațiile locale criteriile ca să pot omul să fie ușor și să-și facă corect nouă, sau cât mai corect nouă recalcularea, calculul pensiei ca să vadă cât va primi la recalculare, pentru că zvonurile sunt una, da, normele și legea sunt clare și nu sunt chiar așa de roz cum se zvonește. Da, eu tocmai asta ați punctat foarte bine, am vrut să întreb, și anume faptul că e una felul în care îți socotești, să zic, calculul pensiei acasă, deci socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg, și alta când te duci în realitatea din teren, așa cum se spune și în limbaj de presă și de fapt în limbaj pragmatic, și vezi care de fapt este realitatea, și atunci poate să fie o decepție sau poate să fie o bucurie. O decepție, în general este o decepție, pentru că foarte multe persoane neavizate, persoane care nu se pricep 100%, doar sunt amatori, da, în ale legii pensiilor, dau tot felul de calcule și tot felul de prognosticuri. Și prognostici, da, tot felul de promisiuni cu un viitor foarte roz a noi recalculări. O, nu e chiar așa, pentru că acele puncte de fidelitate care se vor da doar pe anii contributivi. Omul când se uită pe decizia de pensie și vede care 50 de ani lucrați, asta nu înseamnă că va primi puncte pentru toți cei 50 de ani care apar pe decizie, pentru că omul respectiv, dacă stă să se gândească, nu a lucrat 50 de ani, are sporul de grupă, are facultate, are armată, are tot felul de stagii asimilate, cum sunt pensia de invaliditate, cei care au fost în pensie de invaliditate. După aceea, pentru perioade lucrate după pensionare, în perioada în care s-a luat și pensie și salarii, s-a făcut recalcularea pensiei, s-a adunat perioadele, dar nu se dau puncte pentru aceste perioade în care omul a pensie și a lucrat pe lângă pensie. Deci în momentul când ai deja pensie, nu se mai consideră punctele de fidelitate. Punctele de fidelitate doar pe perioada contributivă în care nu ai pensie. Și atunci, tocmai ca să încurajez, deci aceste puncte de fidelitate se dau, sau de stabilitate, sau cum doriți să le numiți, se dau pentru a încuraja oamenii să rămână cât mai mult în câmpul muncii. Și atunci, în momentul când tu te poți să faci un calcul pe 50 de ani cât ai pe o decizie de pensie, sigur nu va ieși cu ce vei primi pe decizia. Că tot vorbeați de faptul că există elemente stimulative. Noi astăzi știm că există acest sistem dual în care există și oameni care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă, dar pot să-și continue activitatea. Aceasta practic îi face pe cei care au ajuns la limită de vârstă să rămână ca un stimulent pe mai departe, atât profesional cât și financiar. Acest lucru se manifestă în deplinătate, adică oamenii, da, își doresc, sau sunt și cei care se retrag? Probabil că sunt și. Nu, sunt și. Acum depinde și de domeniul de activitate, depinde și cât de motivant este salariul în continuare, depinde și de situația financiară a fiecăruia de acasă. Dar deși acum se lucrează, județul Arad este unul din județe cu foarte multe recalculări cu perioada lucrată după pensionare, adică foarte mulți pensionari își găsesc loc de muncă și își continuă activitatea după pensie, dar aceste puncte de fidelitate pe care le dă noua legea pensiilor sunt pentru încurajarea oamenilor să nu ia pensie, ci să rămână să lucreze în continuare, și în aceste condiții primesc un punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani fără să ia pensie. Deci asta este motivație. Deci pe lângă punctele pe care ies pentru faptul că ia salar în continuare, va primi și un stimul de un punct pe an pentru faptul că a lucrat după pensionare, fără să ia pensie. Deci asta este un mod de a gestiona mai bine bugetul de asigurări sociale, care știți foarte bine că nu e extraordinar de bine alimentat, din cauza faptului că numărul de angajați nu este cum ar trebui să fie raportat numărul pensionar. În momentul de față avem cam un angajat și ceva la un pensionar.
Ori ar trebui să avem vreo 3-4 angajați la un pensionar ca pensia să poată să fie decente, stimulative și așa mai departe. Și atunci această prevedere din lege este făcută pentru ca omul să-și continue activitatea, el fiind încă în puțină putere și în momentul când ia pensia să ia o pensie mult mai mare pentru că și-a continuat activitatea peste vârsta și peste vechimea obligatorie. Pentru ca să fie mai bine înțeleși de către cei care ne privesc sau ne vor privi pentru că emisiunea rămâne, felul în care se calculează pensiile sau fondul de pensii este un fond care e pus deoparte în fiecare an sau există de fapt ca un soi de economii bancare ale statului, astfel încât acel fond se poate folosi în fiecare an și el este pus deoparte, cum am zis. Din păcate, tot timpul se recalculează în funcție de ceea ce se întâmplă în economie, cred exact, că așa e. Exact. Deci, din păcate, nu mai suntem de mult în situația în care bugetul de asigurări sociale să aibă economii. Pe vremea comunismului, înainte de 1990, când erau foarte mulți angajați, pensionarii au mult mai puțin, deoarece există o mare categorie de populație care n-a lucrat suficient ca să aibă drept de pensie. Deci pensionarii au puțin raportat la numărul de angajați. A existat la un moment dat o economie la bugetul fondului de pensii, de asigurări sociale. Acum, din păcate, suntem în situația în care în niciun an, în ultimii 30, s-au adunat suficienți bani la bugetul de asigurări sociale astfel încât să poată fi plătite pensiile. An de an sunt alimentat cu fonduri suplimentare de la bugetul de stat. Ceea ce înseamnă că încercăm în acest sistem de pensii care, dacă stăm să ne gândim logic, este un sistem de asigurări, ca orice alt sistem de asigurări din lumea asta. Doar că este un sistem de stat, garantat de stat, dar funcționează pe aceeași principii ca un sistem de asigurări privat. Adică sunt un anumit număr de persoane care contribuie și în funcție de contribuție lor se dau prime pentru cei care beneficiază de asigurarea respectivă. Asigurarea de pensie este, de fapt, o asigurare de bătrânețe, așa ar trebui gândită în termeni Să știți că aici vreau la un moment dat să atingem și un subiect care nu știu dacă aveți puterea să răspundeți la această întrebare, având în vedere competențele pe care le aveți vis-a-vis de Casa Județeană de Pensii, dar aș vrea să atingem un subiect care probabil de multă lume nu este înțeles și mă refer la generalitatea lui. Dar înainte de aceasta am să citesc o primă întrebare, pentru că am spus că emisiunea de astăzi este una cu scop informativ și nu un podcast propriu-zis. Îmi doresc să fie cât mai multă interactivitate și întrebări. Gătește tradițional cu Ana, așa se numește contul, ne întreabă: doamna director, numele meu este Ana Sârbu și vă întreb când putem duce adeverințe cu acordul global și dacă la recalculare intră și acordul global. Da, deci acordul global, începând cu 1 septembrie, când se aplică noua lege a pensiilor, se va lua în calcul. Aceste adeverințe cu acordul global pot fi aduse și acum și vor sta în așteptare până la 1 septembrie sau pot fi aduse în august sau după 1 septembrie pentru a intra la recalculare pe noua lege a pensiilor. Deci aceste adeverințe sunt o persoane care deja le-au adus și stau acolo în așteptare în dosarul lor de pensii. Sunt unii care le-au de mult și nu au fost puse în practică, dar noi le avem în evidență. Acum când am introdus în sistem informatic toate dosarele de pensii, am introdus și această informație că există adeverințe nevalorificate în dosarul de pensie a persoanei, astfel încât în momentul când vine 1 septembrie să putem recalcula și cu aceste adeverințe. Deci, doamna, dacă are adeverințe de acord global, poate să vină să o aducă acum sau recomandarea mea ar fi să vină cu ea după 1 septembrie, să nu fie scăpată cumva din evidență. Ce ne dorim noi prin această interactivitate este cumva să eliminăm și drumurile și ceea ce se întâmplă îndeopște atunci când doamna director și personalul aferent pot să ofere ore de consultații sau de audiențe. În felul acesta eliminăm o verigă de acolo. Tot dânsa ne spune: am adeverință. Bun, deci dacă are adeverință, poate să vină să o depună sau să aștepte până la 1 septembrie și să vină atunci. Este cum dorește dumneai. Dar ne mulțumește și noi vă mulțumim că ați interacționat cu noi. Doamna director, haideți să ajungem într-o zonă nu sensibilă, că nu despre asta discutăm acum, ci despre faptul că există tot felul de pensii, adică pensia pentru limită de vârstă, pensia pentru pensia anticipată, pensie de urmaș, pensie de boală. Această clasificare suferă modificări prin noutăți sau practic se menține un sistem încetățenit de ani de zile? Adică există și tipuri de pensii noi care statul le gândește pe viitor sau nu? Nu, deci tipurile de pensie se mențin. Deci sunt aceleași tipuri de pensie. Pensie de limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, adică pensia de boală,
și pensia de urmaș. Suferă modificări modul în care vor fi acordate aceste pensii și modul, ți se ține cont tot așa de vechime, de grupe de muncă, de anii lucrați peste vârsta, peste stajul obligatoriu de cotizare și așa mai departe. Și atunci, în funcție de aceasta, de exemplu, începând cu 1 septembrie 2024, pensia de limită de vârstă poate fi acordată și în cazul în care persoana are 5 ani mai puțin decât vârsta standard, dar are 5 ani peste stajul complet de cotizare prevăzut de lege. Sună destul de complicat, dar cel mai simplu este să dau pentru cazul unui bărbat, că bărbații, la bărbați nu se modifică deloc vârsta de pensionare în următoarea perioadă, și anume, un bărbat de 60 de ani, care are 40 de ani de vechime, dacă își depune dosarul de pensie la 1 septembrie, va primi direct pensie de limită de vârstă. Deci fosta pensie anticipată din legea 263 devine pensie de limită de vârstă. Nu mai este condiționată, omul să lucreze după sau nu mai sunt penalizări sau nu se mai adaugă nimic după, se adaugă direct facultatea și armata în momentul când omul are, un bărbat are 60 de ani și 40 de ani de vechime. Pensia anticipată este pentru acele persoane care au sub 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au până în 5 ani peste stajul complet de cotizare. Adică un bărbat de 60 de ani care are între 35 și 40 de ani primește pensie anticipată. Penalizările sunt la fel ca legea 19, deci sunt diferite de legea 263 și anume sunt 0,5 pentru fiecare lună de anticipare, adică cum era mai de mult, nu se ține cont de vechimea peste și așa mai departe, deci este penalizare standard. Să discutăm iarăși despre un aspect, să spun așa, sensibil. Cei care au ieșit la pensie înainte de 1989 și încă sunt în viață, probabil că nu sunt foarte, foarte mulți, sau, mă rog, nu beneficiază de o vechime acumulată după anul 89, au o modalitate de calcul de pensie puțin inechitabilă față de cei care ies la pensie mai nou. Această situație s-a reglat? Sau nu, nu este. Nu este, nu există așa nu ceva. Este. Deci, toate eu persoanele pun întrebarea ca și cum aș fi dincolo de care camere. S-au pensionat înainte de 1 aprilie 2001, dacă da. Țineți minte, eu chiar atunci am intrat în sistemul de pensii când se întâmpla acest lucru, toate pensiile stabilite pe legea 3, pensia dinainte a legii 19, au fost recalculate pe baza principiilor legii 19, care se păstrează și acum, adică a contributivității, și anume li s-a transformat pensia într-o pensie bazată pe contributivitate, cu puncte și în 2005, când s-au făcut acele recalculări despre care încă se mai povestește că s-au mai schimbat. Mai sunt ecouri de atunci. Exact, da. Exact. Pentru că așa atunci a fost un sistem care s-a făcut pe repede înainte, în sensul că s-a presupus că într-un an, doi se termină și bineînțeles că în ultima perioadă s-au făcut pe repede înainte și au fost anumite erori care încă le mai corectăm în timp pentru cei care încă mai sunt în viață. Dar încet, încet s-a reglat. Și aceste erori care s-au corectat în timp, practic, sunt subiectul unor cauze în instanță sau nu? Au fost atunci. Acum, dacă se mai găsesc, ele nu prea sunt, numai în cazul în care constatăm că am dat prea mult și facem decizii de debit, atunci omul se mai adresează în instanță și câteodată câștigă, dar de principiu nu, că noi, că dacă am găsit o greșeală, înseamnă că ea așa a fost acolo și oricum o lua pensie din 2005 până acum greșită și noi am constatat că trebuia să ia mai puțin și facem debit doar pe 3 ani în urmă. Deci nu... Omul oricum este în avantaj dacă i-am găsit o greșeală care a fost în favoarea lui. Dacă a fost în defavoarea lui, atunci îi dăm din urmă de când avea dreptul la acele diferențe. Deci legea este totuși destul de permisivă și este în favoarea pensionarului. Deci prescripția funcționează doar cu 3 ani dacă e vorba de ceva luat în plus și exact. De fapt de la bază, de la momentul în care s-a făcut nedreptate, exact. Să spun așa. Da. Și tot discutăm despre acest sistem de pensii special, spun eu. Dacă discutăm de persoanele care au trecut prin stări conflictoare, respectiv război, sau sunt urmași acestora, sau au fost deportate, există și un sistem de pensii care vine să compenseze această situație sau nu? Există un sistem de indemnizații. Indemnizații. Deci sunt niște indemnizații care se plătesc de la bugetul de stat, deci nu din bugetul de pensii, și sunt acordate atât urmașilor, adică soțiilor sau soților urmași, cât și în ultima perioadă, adică începând din 2019, și copiilor urmași, pentru cei care au fost deportați, strămutați sau care au suferit, care au fost prizonieri de război.
pentru cei care au suferit persecuții etnice, s-a apărut o lege, dar aplicarea ei se tot amână de la an la an și acum s-a amânat în loc de 1 ianuarie 2024, aplicarea ei se va face doar când 1 ianuarie 2025. Da. Haideți puțin să revenim în actualitate și să discutăm despre ce se întâmplă astăzi în sistemul de pensii vis-a-vis de cei care vor ieși la pensie acum. Adică felul în care se calculează pensia este raportat la salarizarea actuală, la gradul de contributivitate, cum am spus, și la probabil situația care o incumbă, adică care o conține. Mă refer mai cu seamă la oamenii care astăzi pot să dețină și o indemnizație precum pensia, dar și salariu. Există un quantum care, cumulat, poate să atingă o sumă și poate să fie, cum ar veni, limitat sau blocat? Nu. Deci, practic... Nu. Deci, omul poate, în momentul de față, să cumuleze pensia și salariul, iar odată pe an poate să vină la casa de pensii să-și calculeze pensia cu perioada lucrată după pensionare, în funcție de salariul la care a contribuit. Nu există nicio restricție, niciun plafon, nu există nimic. Ce va fi diferit după 1 septembrie, în modul de calcul, e acel indice de corecție care a trezit foarte multe discuții și a creat foarte multe nemulțumiri sau mulțumiri, pe de altă parte, în rândul pensionarilor, și anume, acel indice de corecție a fost gândit pentru a corecta diferențele de inflație și de diferențele între salariul minim și câștigul salarial mediu brut pe economie, la care se face raportare și se calculează punctele în momentul de față. Și atunci s-a făcut acel indice de corecție care ținea cont de inflație și de creșterea câștigului salarial mediu brut pe economie. Și diferiți, au avut diferite valori, 1,06, 1,12, 1,21, 1,09, în funcție de cât a fost această diferență. În anul 2020 sau 2019 s-a făcut un calcul care a neglijat un aspect, și anume că în 2018 contribuția angajatorului la pensie s-a introdus în salariul angajatului și s-a luat contribuția direct pe salariul angajatului ca să fie stopat la sursă, să se elimine acele probleme cu încasarea la buget a contribuției din partea angajatorului, care își plătea salariile către salariat, dările salariatului, dar nu își plătea partea lui de contribuție din diferite motive economice, nu intrăm în discuții. Și atunci, ca să devină o problemă gravă și penală pentru angajator dacă face acest lucru, s-a introdus în salariul angajatului și se ia contribuția pe salariul angajatului. În momentul când s-a făcut indicele de corecție și s-a raportat câștigul salarial mediu brut cu contribuția angajatorului inclusă la cel de cu un an înainte care nu o avea, a rezultat indicele de corecție de 1,41, care este în momentul de față în vigoare, care este exagerat. Deci nu reprezintă un indice de corecție care să respecte principiile pentru care a fost creat. Și a fost o greșeală care nu s-a corectat din diferite motive și s-a perpetuat această greșeală, pentru că legea spune că dacă indice de corecție în anul următor este mai mic decât cel de cu un an anterior, se menține cel din anul anterior, ori 1,41 o să mai iasă niciodată. Și atunci ne-am trezit cu pensionarii după 2019 că au pensii mai mari decât cei dinainte care aveau indice de corecție mai mic și acela era corect, nu acesta. Situația s-a tot dus, s-a tot rostogolit și acum legea nouă scoate de tot acest indice de corecție, terminăm cu el odată, nu-l mai avem, se ține cont doar de numărul de puncte, dar nici nu se mai împarte la staciu complet de cotizare numărul de puncte, ci rămâne exact cu numărul de puncte acumulate în decursul activității, care se mulțesc cu valoarea punctului de referință stabilit de guvern pe bază de lege, care înlocuiește actuala valoarea punctului de pensie. Și pentru că tot discutăm despre pensii și pentru că tot ne interesează subiectul și sunt întrebări, am să revin imediat la ceea ce a scris un privitor, și anume faptul că sistemul de pensii românesc este bănuiesc, pentru că noi suntem raliați, suntem cumva înscriși în trendul european, la ceea ce înseamnă legislația europeană. Exact.
Și aceasta presupune că noi, din punct de vedere a felului în care se acordă, bineînțeles, nu la quantum vorbim, pentru că nu e tot una să primești 2000 de euro pensie sau să primești 2000 de lei pensie. Aici ține de puterea economică și de sistemul încetățenit și practic dezvoltat pe măsură ce... Da, numai că să nu uităm că ei și contribuie la salariile de 5-6.000 de euro. Deci normal că atunci se așteaptă la... Dar nu toată lumea are salarii de 5-6.000 de euro. Nu, dar asta spun. Deci pensia reflectă contribuția atunci. Dacă la contribui la o salarii... Să știți că și la noi sunt pensii pe contributivitate foarte mari. Dacă ai avut salari mare și ai avut număr de puncte mari, primești și pensie vezi mare. Vezi pensiile speciale? Vezi pensiile nu, aia pensie specială nu sunt pe contributivitate, deci sunt o categorie separată. Dar să știți că în topul primelor 10 pensii din Arad, în afară de 9 sunt pensii speciale, adică pensii de serviciu, și una este pensie pe contributivitate. Deci în topul primelor 10 pensii din Arad avem o pensie de contributivitate, care este în rândul celor de serviciu. Și omul a contribuit o viață întreagă pentru pensie. Probabil că pensionarul beneficiar lucra în sistemul judecătoresc sau nu, în nu, sistem... nu, 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 lucra în sistemul privat. Da, da, în sistem privat sigur, da. Ori la dirijarea zborului, ori la ceva bancă, nu mai știu exact, că sunt două pensii foarte mari în Arad, unul de la dirijarea zborului și unul de la din domeniul bancar, nu mai știu care în primii 10 și care în primii 15. Domnul Eusebiu Sabău ne întreabă, anul acesta fac 35 de ani de muncă, aprilie. Când aș putea să ies la pensie? Toți anii am lucrat în domeniul petrolier muncitor calificat cu mai multe meserii. Mulțumesc anticipat pentru răspuns. Deci, dacă domnul... este bărbat. La 60 de ani, cel mai repede. Mai repede de 60 de ani nu poate decât dacă are peste 22 de ani de grupa a doua de muncă sau dacă are peste 11 ani de grupa a întâi de muncă. Da, asta nu specifica asta nu este făcută, dar da, deci a zis că a lucrat, 35 de ani. Da, dar nu toată lumea care a lucrat în domeniul petrolier are grupă de muncă. De-aia și interesant dacă are grupa întâi sau grupa a doua, în funcție de cum i s-a acordat de către angajator. În cazul în care puteți să specificați, probabil că doamna Vasil vă va spune mai multe. Mulțumim în orice caz pentru faptul că ați adresat întrebarea și că sunteți alături de noi. Deci există două condiții pentru acordarea acestei pensii anticipate sau pensii limite de vârstă. Deci și vârsta și vechimea, nu numai, deci nu este suficientă contribuția sau vechimea ca să beneficiezi de un drept de pensie, ci trebuie să ai și 5 ani mai puțin decât vârsta standard de pensionare. La bărbați am zis că este 60 de ani, 5 ani mai repede. Sunt o persoană care am lucrat 20 de ani în România, în structura de stat sau privată, nu contează, și m-am mutat în următorii 10 ani în străinătate, pentru care calculul meu de pensie se face 20 de ani în România și 10 ani în străinătate. Cum se alcătuiește acest calcul și ce pensie mi se datorează în funcție de contributivitate, bineînțeles. Acum nu o să spun, nu să vă spun să-mi spuneți 2000 de euro, că e iluzoriu, da. Da. Deci, odată contează unde locuiți în momentul de față. Deci dacă locuiți în România, trebuie să veniți să vă depuneți dosar cu cerere cu tot în România, împreună cu actele doveditoare cu a calității de asigurat din țările Uniunii Europene unde ați mai lucrat. Și noi vă luăm cererea, începem să facem corespondență cu statele unde ați lucrat și ați realizat vechimea în celelalte statele Uniunii Europene sau cu statele cu care avem contracte, protocol de colaborare și în momentul când vine răspunsul de la ei, în funcție de vechimea de la ei și de anii și de contribuția de la noi, vă facem o pensie. Acea pensie din România veți primi doar contravaloarea contribuției pe care ați avut-o în România pentru pensie. Urmând ca în statele în care ați mai lucrat să vi se dea pentru perioada lucrată la ei, tot așa ținând cont de, inclusiv de vechimea din România. Deci sistemul de regulament presupune să adunăm vechimile din toate țările unde ați lucrat, astfel încât să faceți cei 15 ani de vechime sau mă rog, depinde de fiecare stat cât vechime minimă solicită și fiecare stat își plătește pensia pentru contribuția din statul respectiv. Nu se dă pensie în altă țară pentru perioadă lucrată în alta. Poștașul sună întotdeauna de două ori. Pentru pensie sună o singură dată sau sună din ce în ce mai rar, având în vedere sistemul la care noi ne racordăm vis-a-vis de tehnologie, de dezvoltare? Deci poștașul a trebuit să sune de atâtea ori, de câte ori este nevoie ca să îi mâneze omului talonul de pensie sau pensia și talonul de pensie în funcție de modul în care solicită să-i fie acordate drepturile.
Deci dacă omul dorește să-i se trimită pensia acasă cu poștașul, atunci poștașul sună o dată, de două ori până găsește pământ, dar de obicei din prima îi se deschide. Când vine pensia, exact, zi de sărbătoare. Și este, și dă talonul de pensie și pensia aferentă. Dacă are banii virați în cont, poștașul trebuie să sune la el de câte ori este nevoie ca să-i mâneze acel talon de pensie care îi dovedește calitatea de pensionar și de care are nevoie în diferite locuri, la spital, la abonamente mijloace de transport în comun, la CFR când se duce cu trenul și așa mai departe. Și atunci, dar de multe ori se întâmplă ca poștașul să nu sune de mai multe ori ca să lase talonul de pensie și atunci unii fac greșeala să lase în cutia poștală, ceea ce nu este indicat. Protocolul pe care îl avem noi cu ei este în cazul în care nu găsește persoana la domiciliu, acel talon de pensie rămâne la poștă, la oficiul poștal de care pensionarul aparține, încă 2 ani de la data emiterii lui. Deci nu mai are rost să vină la casa de pensie după acel talon, ci se va duce direct la oficiul poștal de care aparține și îl va ridica de acolo, de la ghișeul poștei. În cazul în care a fost lăsat pe nu știu unde și nu mai are nici poștașul, nici nicăieri, atunci poate să vină la noi și se dă o adeverință cu care atestă calitatea de pensionar și valoarea pensiei în funcție de nevoile pe care le are. Din întrebarea aceasta cu caracter de glumă mi s-a năzărit o altă întrebare și, mă rog, să rămânem tot așa într-o zonă puțin umoristică, dacă există situații. Care au fost cele mai bizare situații cu care v-ați întâlnit în activitatea pe care aveți vis-a-vis de relaționarea cu oamenii și felul în care le-ați depășit sau nu? Adică bănesc că au fost și momente delicate și momente... Avem tot felul de momente delicate. Ce să vă spun, în top 3 sunt la o mormântare a unei persoane dragi mie, o doamna preoteasă m-a întrebat cum pot să ia bilet de tratament în timp ce eu plângeam la așa. N-am crezut că o să-mi spuneți așa ceva. Da. Da. Al doilea a fost când eram în concediu, da, cred că la Mamaia eram, și la un moment dat eram în mijlocul mării și a strigat pe mine: doamna director, toată plaja s-a uitat să vadă cine este, da, așa. Și câți director putea să fie în mare atunci? Așa, și a treia a fost când eram la Luton, fusesem la Londra la fiica mea când locuia acolo și în aeroport înapoi a venit o doamnă la mine și a zis: așa că sunteți directorul de la casă de pensii din Ara, poți să mă întreb ceva? Deci asta a fost așa mai... Înseamnă că trebuie să vă alcătuiți o altă față vis-a-vis de faptul să nu fiți recunoscută, da, pentru sau să nu mă invitați așa multe emisiuni. Da, nu, eu v-am invitat odată la radio și odată aici, o să vă mai invit probabil peste vreo 2-3 luni, așa cum am discutat. Nu, dar e bine să mă invitați acum, eu să știți că, lăsând gluma la o parte, eu sunt recunoscătoare că vin la emisiuni, pentru că pot să transmit foarte multe informații și pot să îi scutesc pe pensionat sau pe oameni pe asigurat să vină până acasă de pensii și pe colegii mei de niște cozi la ghișeu și de, că bine, știți că nu-i plăcut să aștepți, atunci omul e nervos pe când intri la ghișeu și indiferent ce îi spui nu mai ascultă și așa mai departe. Acum să știm un lucru, nu toți cei care pun întrebări sunt și în măsură să fie lămuriți. De ce? Pentru că poate deja sunt lămuriți, dar poate și privitorii care sunt la emisiunea noastră sunt cei care vor deprinde ceea ce le spuneți, astfel încât nu mai trebuie să fie pus în acele întrebări. Da. Domnul Sabo a revenit cu întrebarea. Grupa a doua, operator extracție, din anii 90 până în prezent, actualmente lucrez tot în petrol și gaze naturale. Acum am 55 de ani, martie, și pe 5 aprilie fac peste 35 de ani. Mă rog, acum probabil că, apropo de ce a spus la prima... Deci eu recomand domnului Sabo să vină cu dosarul de pensie la noi să-și depună cerere de pensie, pentru că în momentul când depune cerere de pensie și dosar de pensie cu tot ce trebuie, noi îi emitem o decizie. Așa, decizia este fie de admitere, fie de respingere. Dacă este de admitere, e foarte bine, înseamnă că are dreptul la pensie și poate să o anuleze sau să o păstreze în continuare sau să facă ce dorește cu ea. Dacă are respingere, măcar știe exact ce vechime are și când are dreptul la pensie, într-un sistem de calcul foarte precis, pentru că printre lucrurile bizare care mi se întâmplă, e tot așa să mă oprească cea pe stradă să mă întrebe cât îmi iese mie pensia. Păi, nu. Cât iese? Sau exact când pot să ies? Nu pot, până nu fac un calcul, nu-mi dau seama.
Atunci cel mai bine este să depui un dosar de pensie în momentul când primești decizia. Dacă nu este lămurit din această decizie, poate să vină la audiențe sau la camera 2-3 și explicăm ce și cum. Se poate de binevenit o altă întrebare care mi-a venit acum. Care este timpul de așteptare de la momentul depunerii dosarului și până când primește omul pensia? Este un timp rezonabil sau relativ? Deci, este un timp legal? Nu, există, termenul legal este de 45 de zile. În mod normal, nu se așteaptă 45 de zile. Deci dacă o persoană vine să-și depună un dosar de pensie și ne spune că va lucra în continuare, în momentul acela, în 10 zile, 2 săptămâni, poate să primească decizia pentru că intră pe o alt calcul. Adică nu avem nevoie să așteptăm salariul de pe ultima lună lucrată, pentru că el va lucra în continuare și salariul de pe luna în curs se va lua la prima recalculare. Și atunci nu trebuie să aștept după veniturile din ultima lună. Și pot să-i fac decizia repede. Dacă omul nu mai lucrează și știe că nu va mai lucra niciodată și trebuie să aștept să-i fac o pensie corectă, incluzând ultima lună de activitate, aceasta se întâmplă doar după 25 a lunii următoare lucrului. Adică dacă dumneavoastră vă depuneți un dosar acum în februarie, eu venitul dumneavoastră din februarie o să-l văd numai la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie și până atunci nu pot să fac decizia. Deci de aceea termenul diferă de la caz la caz. De aceasta sunt asemenea sincope, da. Din cauza faptului că este un timp întârziat. Da. Cum v-am spus acum că foarte multe persoane în ARA lucrează după pensionare, foarte multe dosare se fac repede. Adică nu așteaptă nimeni, adică se așteaptă 45 de zile 30% din cazuri. Că majoritatea îmi spun, eu mai lucrez după pensionare și atunci n-am ce să mai aștept, îi facem decizia. În momentul când vine la prima recalculare, îi dau și luna care lipsește și toată lumea fericită. Cum este și domnul Sabău, care ne mulțumește anticipat. Cu plăcere și le așteptăm cu dosarul. Da. Eu acum vreau să intru puțin într-un fel de scenariu și să spunem că un angajator poate nu este suficient de moral, poate nu este suficient de legal, astfel încât contribuțiile pentru ceea ce înseamnă vechimea mea în muncă sunt sărite. Se întâmplă astfel de situații și cum pot fi corectate? Sau deja se supune rigorilor legii și intră în penal? Deci asta este deja problema finanțelor, să Agenției Naționale de Finanțe Publice, să mă rog, Agenției Județene în cazul nostru, să adune banii. Din punct de vedere al pensiei, omul nu este afectat cu nimic de neplata contribuției de către angajator. Deci este, statul intervine și suportă... Da, deci statul, în momentul când omul este declarat de către angajator că lucrează, în momentul ăla ei îi dau pensie, fără să verifice dacă angajatorul a plătit sau nu. Asta nu este treaba casei de pensie, este treaba celor de la finanță să recupereze banii. Treaba mea a casei de pensie se dau banii. Cumva statul girează în locul angajatorului că la un moment dat banii vor intra în bugetul de pensie. Și probabil că s-a întâmplat sau au fost astfel de situații. Se mai întâmplă de tot felul, da. Asta știți și noastră cum e, că omul într-adevăr n-are nicio vină. Deci să sperăm că această prevedere din lege niciodată nu va fi modificată pentru că angajatul n-are nicio vină. Lui s-a reținut. Da? Deci omul când își primește salarul pe statul, pe fluturașul acela pe care îl primește, se vede că trebuia să-i se rețină atâția bani. Că și mă sigur nu i s-au dat lui, că angajatorul i-a plătit mai departe sau nu i-a plătit către bugetul de asigurări sociale, asta deja omul nu mai are nicio vină, nu poate să controleze și este treaba angajaților statului să recupereze acei bani. În urmă cu o săptămână, prieteni, acum facem o scurtă pauză publicitară, ca să spun așa, în insertul ediției de astăzi. Ni s-a alăturat un alt partener în ceea ce înseamnă felul în care, să zicem, se dezvoltă piața gastronomică și de mâncare pe piața Arădeană și putem să spunem aici următorul lucru, că acel colț 33 situat în Vladimirescu ne susține în continuare cu prezența și olfactivă și vizuală și la final pentru noi a ne satisface gusturile
papilele gustative, ne-a trimis de data aceasta într-o formă înjumătățită, o creamy white cu sos de brânzeturi și mozzarella, piept de pui, măsline verzi, roșii, confit, iar cealaltă jumătate este cheesy bacon cu sos alb, mozzarella, prosciutto, cotto, bacon, porumb și parmezan. Le mulțumim pentru faptul că ni s-au alăturat și vă garantăm că ceea ce noi mâncăm în fiecare miercuri de acum încolo, sau mă rog, tot la a doua miercuri, pentru că în cealaltă miercuri vine vatra caldă, este de calitate, este cu savoare și este cu bun gust, atât vizual cât și, cum spuneam, la papilele gustative. Scuzați-mă pentru că cumva mi-a afectat vorba. Noi o să mergem mai departe și o să spunem că, de asemenea, librăria Corina de data aceasta ne oferă o carte la temă, așa cum deja v-am obișnuit, și anume o carte ce se numește Vreau să îmbătrânesc frumos, cheia unei vieți lungi și de calitate, Dr. Françoise Foret și Laurence Dorlac. Câte ceva despre carte. Această carte se adresează în primul rând persoanelor de vârsta a treia, dar și tuturor celor care se bucură de o stare de sănătate relativ bună, pe care vor să o mențină cât mai mult timp. Ce putem face ca să îmbătrânim frumos? În primul rând, e necesar să învățăm să fim fericiți, să iubim, să ne simțim iubiți, să ne păstrăm o stimă de sine ridicată. Socializarea este de asemenea extrem de importantă. Persoanele care simt că îmbătrânesc vor găsi o oază de optimism și de liniște în cartea Vreau să îmbătrânesc frumos. Cei care au vârsta de peste 50 de ani pot începe să se simtă triști, deprimați sau cuprinși de teamă, râd pentru că eu am peste 50, dar autoarele ne demonstrează că totul este posibil chiar și după această vârstă, bazându-se în principal pe sfaturi legate de prevenție și de menținerea unui stil de viață echilibrat. Mai bine să previi decât să vindeci, se știe asta. Autoarele Françoise Foret și Laurence Dorlac ne pun la dispoziție sugestii pentru a îmbătrâni cât mai frumos, cu putință, sfaturi bazate pe studii științifice, grupate pe diferite teme. De asemenea, ne demonstrează de ce persoanele în vârstă trebuie și pot să profite cât mai mult și din plin de viață. Așadar, eu cred că este un demn cât se poate de frumos, nu să îmbătrânim frumos sau și să îmbătrânim frumos, dar să îmbătrânim frumos gândindu-ne că pensia este partea aceea de compensare care ne asigură o liniște alături de fii, fiice, nepoți, nepoate, soți, soții și, dacă se poate, și mame și tați, în cazul în care ne-am pensionat. N-am încheiat aici ediția, mai avem încă 15-16 minute și am să mă întorc către doamna Vasile și am să o întreb în felul următor. Credeți că statul român sau statul de pretutindeni intervine cu o creștere a pensiei doar la momentul în care, să zicem, e un final de mandat, sunt niște stimulente pentru a putea face categorii de persoane să participe, la procesul de vot mai puternic pentru faptul că există aceste indemnizații? Vă întreb foarte, cum să zic, neutru. Da, și eu vreau să dau un răspuns cât mai corect. Cum am spus pe la începutul emisiunii, din păcate, la nivel mondial, nu numai în țara noastră, sistemul de pensii nu mai este suficient de bine alimentat, astfel încât să-și susțină beneficiarii. Deci asigurații nu mai sunt suficient de mulți și nu mai contribuie suficient de mult încât să asigure pensii decente sau măcar suportabile, așa, onorabile da, pentru un trai decent. Și atunci, după cum am spus, statul suplimentează și trimite niște bani anual către sistemele de pensii. Și atunci, într-adevăr, probabil că în momentul în care cei care sunt decidenți și alimentează acest buget, probabil că în momentul când își doresc mai mulți alegători, vor fi mai atenți și vor suplimenta mai mai mult, consistent, da. Mai consistent, dar de principiu trebuie găsite alte metode de a susține sistemele de pensii și ar trebui gândite alte instrumente și alte surse de venit pentru aceste sisteme de pensii, pentru că nu mai sunt suficient de bine alimentate și pentru că numărul de angajați este din ce în ce mai mic. Asta trebuie să vedem, că așa funcționează.
Și mai există și tot felul de activități care nu sunt obligatorii să plătească contribuții la pensii, oamenii lucrează independent, nu mai sunt niște sisteme organizate care să îi constrângă să contribuie. Într-adevăr, acei oameni când vor ajunge la pensie nu vor avea venituri. Pentru că și acum o să ajungem peste câțiva ani în situația în care vom avea persoane care nu vor avea dreptul la pensie. Deja sunt oameni care vin și constată și că... De ce? De ce? Că nu au contribuit 15 ani minimul de-a lungul vieților la acest sistem de pensii. Și atunci, dacă nu ai minimul 15 ani contribuit, nu primești nici măcar acea pensie minim garantată. Și atunci statul nu vine printr-un sistem protectiv, social? Ba da, da, oricum... Este insuficient. Nu va fi la nivelul unei pensii, ca unui om care a muncit. Uh-huh. Și sistemul suferă din acest lucru. Ca norocul că au fost inventate aceste sisteme alternative în care omul poate, pe lângă sistemul public de pensii, de pensii private, care și ele sunt de două feluri, cele care sunt garantate de stat, acel pilon 2 de pensii, și mai există pilonul 3, 4, fiecare, diferite scheme de asigurare pentru pensie la diferiți furnizori de asigurări. Și recomandarea mea este ca cei care sunt acum în activitate și își permit să apeleze și la acest instrument de suplimentare a pensiei, pentru că nu se știe în ce situație vom fi și vor fi în momentul când vor ajunge la pensie și cât de mare va fi pensia chiar dacă au contribuit. Că vedeți și acum, chiar azi a venit la mine o doamnă, azi am avut audiențe și era disperată că avea 39 de ani de contribuție, 39 de ani de contribuție și ieșea pensia 958 de lei. Pentru că își contribuise acel minim pe economie. Într-adevăr, de la 1 septembrie se va corecta această situație pe o perioadă, până când se va putea. Dar totuși trebuie să ne gândim din timp că pe angajator, sistem privat vorbim, nu poți să-l obligi să contribuie la salarii foarte mari pentru că sunt contribuții mari, poate nu-și permite, poate dacă ție îți contribuie la salarii foarte mari, s-ar putea să-l dea afară pe colegul tău ca să poată să susțină. Deci trebuie să existe un echilibru și acolo. Și atunci tu, ca și persoană care te gândești la viitor, trebuie să-ți pui problema, oare ce o să se întâmple cu mine la pensie și să încerci să-ți faci încă un pilon. Ca și pe aceea se numesc pilon. Să-ți mai creezi un pilon. Pe pilon se fac podurile și... Pe pilon se face și bătrânețea. Și calea mai departe a vieții în perioada bătrâneții. Există un cuantum limitativ privind contribuția pentru acest sistem privat de pensii sau este la liberă alegere? Deci asta este în funcție de fiecare doritor. Și de persoana care dorește să contribuie și de cel care face poliția de asigurare, dar nu cred că te oprește nimeni să contribuie cât vrea. Nu-ți permite. Hai să fim serioși că toți avem un salariu și toți avem niște cheltuieli acasă și toți avem tot felul de obligații pe care le avem din salariul pe care le avem, dar chestia așa că dacă măcar un pic contribui, să zicem, ia 50 de lei de care nu-ți cumperi suc, dulciuri, țigări, eu știu ce nu-ți cumperi tu de 50 de lei și pui în fiecare lună deoparte, totuși în 30 de ani se adună și... Deci eu acum vă spun sincer că am primit, fiind la vârsta la care deja mi-am terminat o asigurare de viață la un fond de pensii privat, recunosc că sunt mulțumită că am primit acei bani și sunt acolo puși deoparte că nu se știe niciodată ce va fi. Pe vremea când am început eu contribuția, nu se știa că voi ajunge până la 63 de ani. Se credeam că numai până la 60 este vârsta de pensionare a femeii, așa era atunci, și la mine s-a terminat acum cu... câțiva ani mai repede maximul de contribuție, dar totuși contează. Pentru că am spus că această ediție este dedicată interactivității și pentru că am spus că ne dorim să fie situații care trebuie slămurite, ceea ce vreau acum, în ultimele 10 minute ale ediției, este să mergem puțin spre omul Mihaela Vasil și să ne dăm așa puțin timpul înapoi, pentru că totuși podcastul meu în vitrină se referă la persoană, personalitate și profesie. Cum ați început, să zic, contactul cu această lume a sistemului de pensii și
Ce legătură era din punct de vedere a formației dumneavoastră cu ceea ce faceți acum? Niciuna. Niciuna. Deci eu am fost genul de persoană care am gândit logic întotdeauna. Și atunci pentru mine foarte ușor a fost să asimilez materiile logice. Matematică, fizică, chimie, părțile astea. Pragmatice. Mai pragmatice. Da. Și m-am făcut inginer. Pentru că înainte de 89 nu prea aveai multe variante să te duci la facultate. Dacă voiai să faci ceva în viață, trebuia obligatoriu să faci o facultate, că făceai o facultate, într-adevăr, înseamnă că ai făcut ceva în viață. Adică nu toată lumea făcea facultate, era destul de greu, că era concurență mare. Asta era mentalitatea anilor 80. Da, da, deci nu se, pe vremea aia era o gândire mult mai așezată din punct de vedere al sistemului social și a nevoilor sociale de resursă umană și nu existau locuri de, pentru studii superioare decât era nevoie în sistemul, în întreprinderi, în modul de organizare de atunci al societății. Și se intra greu la facultate, dar mă rog, așa. Eu m-am gândit că cel mai ușor mai fi fost să intru o parte din asta tehnică și într-adevăr am intrat a opta din prima la unde mi-am dorit. Așa am făcut facultate de electrotehnică energetică. Deci o chestie care suna foarte bine, foarte bine suna, până când am ajuns acolo și am văzut motoarele, rotoarele, turbinele și cazanele și m-am gândit ce caut eu, Mihaela, aici. Nu mă chema Vasil pe vremea, dar mă rog, așa. Atunci am terminat facultatea și pentru că tata meu lucra în domeniul petrolier, ca și domnul care ne-a întrebat, mi-am găsit loc de muncă în zona respectivă, a fost inginer energetic 10 ani la Scheia de Petrol Arad. După care am constatat eu că totuși ar fi bine să găsesc ceva mai pe sufletul meu și pentru că soțul meu trebuie să apucase de a face și nu mai depindea foarte mult de ceea ce fac eu, bugetul familiei, m-am dus la Consiliul Județean, se evise acolo un post de director de administrat domeniul public și privat, un director de patrimoniu era de fapt, și am dat examen acolo și am intrat. Acolo se cereau studii tehnice, ok, tot a fost ok, m-am stat acolo 5 ani și am simțit că totuși eu ca și om cel mai bine mă potrivesc să lucrez în administrație. Adică am zis așa, domnule, administrația și populația are nevoie de oameni care să le ofere servicii. Nu putem tot să facem afaceri, nu putem tot să lucrăm în nu știu ce multinaționale, trebuie cineva să lucreze și în administrație, cineva să se ocupe și de problemele oamenilor, adică cineva, și cineva căruia pasă de oameni. Și eu sunt genul de om care îmi pasă de problemele celor din jurul meu, încerc să ajut pe toată lumea, să fac cât mai mult bine, să găsesc soluții pentru toată lumea și am intrat în administrație în 2005. Mi s-a oferit posibilitatea să mă duc să dau examen pentru postul de director la Casa de Pensii și uite așa am ajuns eu la pensii, neștiind despre pensii decât că mama mea era pensionară și tatăl meu. Și că într-o zi veți ajunge pensionară. Și că probabil că da, dacă Dumnezeu mi-a ajutat, o să ajung pensionară la un moment dat, dar că acolo sunt oameni care au nevoie de oameni cu înțelegere. Adică oameni care o să le pese de problemele lor ca să încerce să-i ajute, să le vorbească frumos, să se preocupe de problemele lor. Și am ajuns la Casa de Pensii. Primul lucru, când am intrat în curte, am constatat că nu se potrivește clădirea cu sistemul de pensii din niciun fel și că oamenilor nu li se pot oferi, cu toată bunăvoința colegilor mei care erau extraordinari și sunt extraordinari. Casa de Pensii fiind tot acolo unde pe este. Gheorghe Lazăr era pe vremea. Pe Gheorghe Lazăr nu avea relație cu publicul, era pe un coridor mic, oamenii stăteau în curte și așteptau ca să intre câte 5-6 în clădire să ajungă la ghișeu să li se dea informații. Deci era o clădire improprie pentru o casă de pensii care are relație cu publicul, că de fapt asta este, la casă de pensii vin oameni. Și atunci am făcut proiecte, am tot felul de negocieri cu președinte Casei Naționale de atunci, care era domnul Șeitan, fost, care după aceea a devenit ministru, și m-a înțeles, am avut și sprijinul colegilor mei parlamentari de Arad, era Costel Igaș, era deputat, și Nicu Ioscu era senator. M-au sprijinit, am reușit să conving că avem nevoie de sediu
Și atunci, prima dată, m-am gândit că am cochetat cu clădirea de lângă acest studio, la fosta bancă de aici, de pe Lucian Blaga. N-am reușit să obținem această clădire și am... Dar tot de aceeași proprietar avea actualul sediu. Am cumpărat clădirea, ne-am chinuit vreo 2 ani până am reabilitat-o, am amenajat-o și am făcut-o potrivită pentru relații cu pensionarii și acum pot să spun că sunt mulțumită și cred că și pensionarii sunt mulțumiți de locul unde sunt primiți. Avem lift pentru persoanele cu dizabilități, avem la parter numai relații cu publicul, sus se poate lucra în liniște fără să ajungă publicul la colegii care lucrează și trebuie să fie atente. Deci am reușit să fac un lucru bun atât pentru pensionari cât și pentru Arad, că am reușit să fac frumoasă acea clădire care întotdeauna a fost frumoasă. Care e împunătoare și care arată și bine în urma. Da, da, și chiar arată bine și a arătat bine întotdeauna, doar că era puțin neglijată. Și am reușit să o facem frumoasă și funcțională. Ajungem puțin în zona familiei. Soțul dumneavoastră este un om de afaceri, de asemenea aveți un fiu care lucrează în cadrul clubului de fotbal UTA și o fică care v-a făcut chiar bunică. Exact. Înțeleg că nepoțelul este un iubitor al artelor și un zglobiu. Este. Așa că aveți toate motivele să vă bucurați de activitate și de familia în întregul ei. Doamna Vasil, pentru că suntem chiar la final și astăzi tragem cortina la 7:30, imediat se face 19:30, întrebarea mea finală este, așa cum adesez tuturor, în vitrină, suntem la propriu în vitrină sau în fața ei, asta e la figurat. Da. Cum vă simțiți? În vitrină sau în fața ei? Acum în vitrină, știu. Nu, eu mă simt bine la emisiunile dumneavoastră pentru că, v-am spus, îmi oferă posibilitatea să, în continuare, să ajut pe cei care ne urmăresc. Că, sigur, și dacă n-au avut întrebări, dar uitându-se și-au clarificat foarte multe probleme și, sau și-au ridicat niște probleme și vor veni să le clarifice în continuare. Oricum vor mai avea ocazia și cu... o altă dată, având în vedere că am spus că vom încerca să regularizăm aceste întâlniri odată la 2-3 luni, astfel încât noutățile care apar sau problemele care sunt, chestiunile să fie puse aici, întrebările mai simple și răspunsurile mai scurte. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Plăcere. De asemenea, și sistemul medical MedLife Genesis, care este partener de nădejde. Prieteni, ne revedem peste o săptămână când mai facem o tură de sfatul doamnelor.